Marea și Gheorghe, inevitabil. Ia uite, unde era Samantha? Ia uite. De ce îmi spui shit? Îmi spui mie shit la mine în casă? Păi nu vezi că scriu, mă bruiezi. Apropo, mâncăm și noi ceva astă seară? Astă seară e Halloween, mănânci bomboane. Dar aia ți-ai pus perca aia în cap. Mâncăm bomboane, aia e. Dacă e... Măcar dă-și mie niște muștar. Ia-ți din șifonier. De unde să-mi iau? Ia-ți din șifonier. Da. Da, păi muștarul ținem în șifonier. Acolo e locul. Floară! Ah! Gheorghe, veniși? Nu veni, sunt pe drum. Abia intru în curte. Nu vezi că vorbesc ca cucu fără glas? Ce faci aici? Îmi dau SMS-uri. Cu cine îți dai SMS-uri? Cu Nineta Lucăpățână. Doamne, ia mă! Păi Nineta Lucăpățână n-a murit? Ba da, păi tocmai ăsta e șpilul. Uite, îmi scrie de pe lumea, e la altă. Măi, Floro, tu glumești? Numai când sunt la televizor. Cum să glumesc, mă? Doamne, Dumnezeule! Dă-ți parca aia jos din cap! Aaaa! Cum să-ți dai SMS-ul cu cineva de pe lumea înaltă? Să poate așa ceva? De noaptea de Halloween se poate orice. Și morții au drepturile lor. E democrație și la ei. Tu te fă de aici. În primul și în primul rând, cum se SMS-uiește pe tine Nineta lui Căpățână că tu erai certată cu ea? Nu v-ați bătut pe cireșul ăla de fundul curții? Uite că mă împăcai! Hai, Floro, că nu... Tu nici nu te-ai dus la ea la mormântare. E, nu m-am dus. M-am dus, dar m-am dus și eu mai târziu, când era lumea mai puțină. Asta e toată chestia. Păi eu i-am zis lui Măsa să-i pui în cavou telefonul mobil. Nu știi că îi plăcea foarte mult? Toată ziua asta făcea, stătea și vorbea la telefon, săraca. Fie cavou ușor. Doamne Dumnezeule, cum fă să plece? Să poate să plece cineva cu telefonul pe lumea ilaltă? N-ai voie, frate, nu e voie să pleci cu obiecte de pe lumea asta pe lumea ilaltă. Tu nu știi! Pe lumea ilaltă trebuie să stai doar, te înfășoară niște tifon alb și te plimbi așa printre norișori, atât. Ia uite, asta am și scrie, exact. Uite, stau pe un nor, mă joc la telefon și am grijă de doi îngerași care să bat. Doamne Dumnezeule. Ia stai, fașa, cât e de când a murit Nineta? Păi să fie vreo 6 luni. Păi și ce ține bateria la telefon 6 luni de zile? Sau o avea priză în cavou? Dacă are priză? Hă? Aoleo, vai de capul tău, auzi, știi că dacă are priză? Are televizor extraplat! Are... Are aer condiționat, are mașină de spălat! Are cavou cel mai tunat din cimitir pe o rază de 3 județe. Are priză, auzi la el. Păi și de ce i-a pus televizorul în cavou? Să vadă tânăr și neliniștit. Doamne, ferește, mă! Păi a urmărit femeia 3800 de episoade și i-a zis lui Măsa că atâta dorință mai are și ea să vază finalul serialului. Păi serialul ăla se termină peste 7 ani! Exact! Și la parastasul de 7 ani îi scoate televizorul din cavou. Doamne, ferește, măi, mă, Floro! Păi rezistă televizorul la 7 ani în cavou? La cum să fură în țara asta nu rezistă nici 7 săptămâni! Hai, tu liniște! Ce mai zici acolo? Păi, na, zice că e dor de lumea din sat, de Măsa, de tine. De mine? Mm-hmm. Tu te fă de aici! Mm-hmm. Cum să-i fie dor de mine? Spune că nu am eu de gând să mă întâlnesc cu ea prea curând, te rog! De mine, auzi! Și mai zice că e foame. Că Măsa de pomană i-a dat măsline negre și ei nu-i plac măslinele negre. Și a zis să nu-i mai dea așa. Și cu oliva neîndulcită, rău. Aolo! Acum mai face meniu de pomană lui Măsa. Bravo, Floro! Și mai zice că vrea o plapumă, că noaptea e frig. Da.
E frig, da. Păi e frig. Dar nu de la noapte e frig, e frig că e ea rece. Doamne ferește ce spus și eu pe gura asta. Lasă-mă în pace, Floare, cu prostiile tale. Mă duc să mă spui. Stai, mă, ci, stai, aci, că tu trebuie să-i duci plapuma. Eu? La cimitir? Numai la cimitir, nu la cimitir. Trebuie să, trebuie să te duci la măsa mare a lui Țugurlan. A zis nineta că a văzut-o pe lista lui Sfântul Petru și că poi mâine e programată să moară. Eu o duce ea. Doamne, ferește-mă, maica Domnului Floară, cu prostiile tale de aici, să nu te văd. Doamne, doamne. Ia uite-mă, mi s-a descărcat bateria. Nineto, stai să vin și eu să încarc la tine în cabou.